Bine ați venit pe Via Plofi, platforma digitală a micilor producători locali români. Gustul bun stă sub un capac, într-o pungă sau cutie. Azi stă sub un www. www.viaprofi.ro. Bun venit pe Via Plofi, platformă de explorare culinară care te însoțește prin țară și te ajută să descoperi mici producători locali și să-ți amintești gustul merindelor de altă dată. Azi descoperim pe câțiva dintre producătorii de pe Via Plofi, vedem cum funcționează platforma și îți arătăm cât de simplu este să explorezi România gustului autentic. Via Plofi este o platformă digitală pe care am creat-o cu scopul de a conecta mediul urban și mediul rural și aduce împreună producătorii și consumatorii. Producătorii să-și expună produsele și să-și le vândă, să ajungă mai ușor către consumatorul final, iar consumatorii să aibă ușurința de a le găsi și ajunge la producători acasă. Soția, fiind însărcinată, avea nevoie de ceva vitamine și bineînțeles că atunci lucra la birou, colegele au adus ceva fructe goji. Descoperind fructele goji, am încercat să cumpărăm foarte scumpe și atunci și acum. Și pentru că nu ne-am permis, bineînțeles că am început să ni le producem singuri. Și de atunci, fiind 13 ani, de-a lungul timpului, din urma solicitărilor venite din partea clienților, am făcut mai multe plante, adică am lărgit gama de plante. Mai mult, în urmă cu 5 ani, am închis cercul prin construirea unui laborator de procesare fructe și legume. Ne place să spunem că dacă sănătatea din plante a luat naștere din vina unui copil, chiar este obiectivul nostru, a fost tot timpul să livrăm sănătate, nu cantitate. Și atunci nu avem cantități foarte mari, ba mai mult producem doar pe 0,5 hectare atât plante cât și petale pentru procesare. Dar produsele noastre nu au adăusuri de conservanți, coloranți, nimic. Tot ce gustul și aroma se datorează în întregime fructelor sau petalelor folosite. Asemenea lui Marin, încep multe povești ale micilor producători Via Plofi. Au învățat cum să facă ceva bun sau au moștenit o rețetă mult prea prețioasă pentru a nu o împărtăși și cu alții. Apoi s-au transformat în artizanii gustului bun. Iar pe Via Plofi și-au găsit noi fani care să-i descopere și care să le aprecieze munca. Nu produc mult, un pic mai mult decât ar fi necesar pentru propria familie. De aceea și produsele lor sunt sezoniere, în cantități limitate și păstrează modul artizanal de fabricație. Noi folosim materie primă proaspătă și motiv pentru care așteptăm să ne crească roșiile. În momentul de față în solar abia au început gogonelele, deci mai durează puțin până o să fie gata. Avem în primul rând cele două zacuști care sunt produsele noastre cele mai căutate, cum ar fi zacusca de vinete, zacusca de ghebe, avem dulcețuri de afine, de mure, de caise, avem dulceață de ardei iute care este foarte bună pentru fripturi, pentru preparate gătite și așa mai departe. Avem roșii deshidratate din propria cultură în ulei de măsline cu oregano și usturoi. Avem de asemenea și legume deshidratate care se folosesc la mâncare pentru a da mai multă savoare. Avem sucuri presate la rece, sucuri de mere simple, de mere cu butuie, mere cu sfeclă și mere cu aronia. De asemenea, avem și o gamă variată la uleiurile presate la rece, cum ar fi uleiul de floarea soarelui, de rapiță, indovleac, cânepă, alune de pădure, nucă, mac, susan, soia și așa mai departe. Dacă unii producători transformă ingredientele naturale în delicii ambalate, alții oferă legume și fructe crescute cu dragoste, apă, soare și fără adăosuri care să le altereze calitatea. După cum am spune în termeni din comerț, bio, totul natural. Împreună suntem familia Pucel, am început în urmă mulți ani, având copiii la școală la Cluj. Ca să facem un ban în plus pe lângă salariile care aveam, am început să semănăm morcovi, cartofi, ce se poate semăna la noi și ce se face. Fasole verde, am început să punem pe iarnă siropuri, tot felul de siropuri. Ce să găsești? Dulcețuri, siropuri, ce se poate face? Bineînțeles că piața de desfacere din gură în gură sau rețelele de socializare nu avem, cum să vă spun, nu am dat undeva către un magazin sau în piață.
Via Profi este diversă și deschide o cale directă către micii producători care fac totul ca pentru propria familie, fără să pună accent pe cantitate, doar pe calitate. Din câteva clicuri, gusturile bune se arată filtrate după județ. Sunt peste 10 acum pe viaprofi.ro, însă planul este ca Via Profi să devină oglinda întregii țări și o cale simplă să explorezi România gustului autentic. Dar nu este doar despre gusturi, ci și despre povești, iar o oprire la oricare dintre producătorii de pe Via Profi poate fi șansa unei povești de milioane. Am deschis Cabana Moților, care a venit din dorința noastră de a locui la țară, să fugim de oraș, de multinaționale, și ne-am întors de foarte departe, adică tocmai din Montreal, pentru lucrul ăsta, unde plecaserăm cu un an înainte, dar ne-am dat seama că e mai bine acasă. Ca să nu ne lungim toată ziua, în 2009 am deschis cabana în iulie. Încă de la început ne-am dat seama că trebuie să folosim resursele locale în ceea ce punem pe masă oaspeților noștri și am făcut dulceață și sirop din unguri de brad, afines, meură, merișoare, adică ce aveam pe aici prin preajmă. Pentru că oaspeții noștri și-au exprimat dorința să ia și acasă, ne-am zis ok, de ce nu? Am găsit niște hârtie care mi s-a părut nouă, că arată bine pusă peste capacul metalic, niște sfoară, am făcut niște etichete cum ne-am priceput noi mai bine și cred că ne-am priceput bine că sunt cam la fel de atunci și le-am ambalat în așa fel încât oaspeții să le poată lua acasă. Asta era în 2009, până în 2012 luatul ăsta acasă a tot crescut, în așa fel încât din 2012 ne-am propus să facem asta organizat, adică sub marca Cămara de la Munte. În căutarea gustului bun de pe Via Profi găsim de toate. Da, și brânzeturi, poate mai bune ca în Italia. Secretul? Dragoste, dar și lapte curat și proaspăt. Cât despre mezeluri, mai vorbim. De exemplu, acum, noi ce am făcut aici? Avem clasicile ăștia afumături, cotlet, ceafă, coaste, oase afumate, scăricită, mușchiuleț. Slănina în spate. Da, asta este la un porc. Slănina în spate și după aceea vine semi-preparatele, care vine cârnați, salamuri, parizel, ce faci din el. Zilnic, produse delicioase și sănătoase de la micii producători locali se nasc în gospodării, ferme sau mici afaceri de familie. De multe ori, acestea rămân ascunse în afara comunității, iar creatorii lor găsesc cu greu resurse și ajutor pentru a ajunge la mai mulți consumatori. Evident, asta i-ar putea ajuta să-și continue activitatea, dar și să păstreze metodele tradiționale și cât mai naturale de preparare. Acum, Profi schimbă povestea micilor producători locali prin implicarea directă în întregul proces. De la pregătirea pentru vânzare, oferind consiliere și suport complet, până la promovare și încurajarea cât mai multor români să descopere gustul autentic românesc și pe artizanii lui. Viaprofi.ro este platforma care îți permite să explorezi România gustului autentic. Iar dacă te întrebi cum poți începe să faci asta, e foarte simplu. Tastează viaprofi.ro. Este datoria noastră ca și o companie românească să creăm aceste programe, aceste soluții în care să ducem mai departe ceea ce înseamnă autentic românesc. Să facem foarte multe, în general, ca și societate, care importăm foarte multe lucruri, rețete, tradiții, obiceiuri și uităm să ni le păstrăm pe ale noastre. Prin dumneavoastră, de fapt, ducem și păstrăm aceste tradiții.